Amin. Iubiți părinți, iubiți frați și scumpe surori, slăviți să fie Domnul! Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru această strângere. Sunt clipe atât de minunate pe care le petrecem împreună. Și fiecare dintre noi avem un scop pentru care am venit în locul acesta. Pentru că pe toate le facem cu un scop. Rugăciunea noastră o facem cu un scop. Ne ducem la muncă cu un scop. Și dacă ar fi ceva lipsit de scop, am putea spune ce nebunie să facem ceva fără scop și fără o țintă. Așa cum se știe, păcat înseamnă să ne abatem de la țintă, dar noi avem o țintă. Iar faptul că suntem în acest loc, căutăm să ne atingem ținta. Aș dori să încep prin a citi un psalm, primul psalm. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor, nu a stat și pe scaunul hulitorilor n-a șezut. Ci în legea Domnului e voia Lui și la legea Lui va cugeta ziua și noaptea. Și va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa și frunza lui nu va cădea și toate câte va face vor spori. Nu sunt așa necredincioși, nu sunt așa, ci ca praful cel spulberă vântul de pe fața pământului, de aceea nu se vor ridica necredincioși la judecată, nici păcătoși în sfatul dreptilor, că știe Domnul calea dreptilor, iar calea necredincioșilor va pieri. Mă uitam că e anul timpul roadelor. Pomii sunt încărcați. Oamenii sunt înlivezi. Însă e un lucru aici deosebit. Că dacă te uiți de departe, zici, pare să aibă, pare să nu aibă acel pom roade. Dar odată ce intri în livadă și te uiți de aproape, vezi roadele de-a binele. Și meditează Sfântul Vasile cel Mare la acest psalm și spune, ce sunt frunzele? De ce oare noi nu putem vedea direct roadele? Sau de ce ar mai trebui ca un pom să aibă și frunze? Să se vadă direct roadele, să se cunoască de la depărtare, că acel pom este bun. Și spune, un sfânt își acoperă roadele cu smerenie, adică cu frunzele. Și așa este. Poate mulți părinți de-ai noștri nu știam câtă milostenie fac, nu știam cât se roagă. Dar odată ce ai intrat în casa lor, odată ce ai umblat cu ei, ai cunoscut câtă milostenie fac, cât de mult se roagă când te-ai apropiat de ei. Dar pentru a aduce roade, spune aici psalmistul, un cuvânt care mă cercetează de fiecare dată, și mă face să-mi plec capul. Spune că va cugeta la legea Domnului ziua și noaptea. Ce cuvânt puternic! Și cel care va cugeta la legea Domnului ziua și noaptea va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor. Ce lipsește unui astfel de pom? Dacă este răsădit acolo, are apă din belșug, are prospețime, pentru că unde este
O apă curgătoare este și aer curat. Și m-am întrebat, oare noi lângă ce apă suntem răsădiți? Ce curge prin mintea noastră, prin inima noastră? Se amintea dimineață de lăuntrul nostru, de mintea noastră, de toate cele ce sunt în adâncul omului și mai curge prin ele ce nu trebuie. Și ne face să fim cu totul lipiți de pământul acesta. De ce? Pentru că mintea noastră cugetă să-mi fie spre iertare ziua și noaptea spre cele ale pământului. Dar totuși, Evanghelia de astăzi ne pune în față un adevăr cutremurător. Că cei care sunt lipiți de pământ, cei care sunt morți, se duc spre moarte. Și nu spre moarte pe care o cântăm noi și așa cum frumos spune fratele Traian într-o cântare, căci mulți cred moartea steag. Și când acolo e doar un pas. E o trecere din această lume spre alta mai minunată. Și m-am gândit, oare ce am putea face noi? Pentru că suntem aici dorind ridicare, dorind să ne sfințim viața. Și Evanghelia de astăzi are un răspuns atât de frumos și atât de minunat. Și aș dori să dau citire, să recitesc versetele 13, de fapt 12, 13 și 14 din capitolul 7 din Sfânta Evanghelie după Sfântul Evanghelist Luca. Și văzând-o, Domnul i s-a făcut milă de ea și a zis, nu plânge. Și apropiindu-se, s-a atins de sicriu. Iar cei ce-l duceau s-au oprit și a zis, tinere, ție zic, scoală-te. Și m-am dus cu gândul la învierea lui Lazar. Când îi spune, Lazare, vino afară, cuvântul, Dumnezeu cuvântul. Oare nu era de ajuns și în acest caz să spună doar un cuvânt? De ce s-a și atins? Și mentează Sfântul Chiril al Alexandriei și spune că Dumnezeu se și atinge acolo unde este nevoie. Și am spus, da, dar atunci Dumnezeu era întrupat, era pe pământ. Acum noi ce mai putem face? Cum ne putem atinge de Domnul, de trupul Domnului? Și răspunsul aflăm chiar dimineață, la Sfânta Liturghie, când ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Oare nu ne atingem noi atunci? Efectiv, ba mai mult decât atâta. Dumnezeu, smerindu-se, ne devine nou interior. Dar oare cât îl lăsăm acolo? Cum îl păstrăm noi înăuntru nostru? Lăsăm pe El să ne facă nou planurile. Lăsăm pe El să coboare și să ne simțească mintea noastră, să aducă în noi cuvântul Său, scrierile înaintașilor care să medităm. Nu. Noi avem multe planuri. Noi avem multe de făcut. Nu știe Domnul cât alergăm noi. Nu știe cu ce ne luptăm noi. Noi le facem pe acestea. Ce greșeală! Ce greșeală în care ne aflăm! Și mai este un aspect pe care l-am găsit la Părintele Joachim Par, relatează frumos. Spune că se duce la spovedanie și după ce termină spovedania, Părintele îi spune mereu un cuvânt care îl doare. Îi spune, viața ta e într-o moarte cumplită. Și boala ta, care te doare, se adâncește tot mai mult din cauza mândriei.
Dacă vrei să fii fericit, să te faci bine, pune capăt, omoară mândria. Sunt cuvinte în care m-a regăsit atât de mult. Pentru că nu lăsăm pe Dumnezeu în viața noastră să faci că tot ce poate uneori ne-am dorit. Și cred că suntem aici pentru că ne dorim ca Dumnezeu să fie în viața noastră, să ia cârma vieții noastre. Dar din păcate nu-L și lăsăm. De aceea mă gândesc ca această întâlnire, când iată suntem suflet lângă suflet, să ne aprindem unul pe altul. Așa cum într-o livadă, cât de minunat este să vezi că toți pomii sunt plini de roade. Și ce ușor se face polinizarea când sunt din aceiași pomi mai mulți la oaltă. Pentru că albina merge din floare în floare și polinizează ușor. Și mă gândeam că tot așa este și cu noi. Dacă fiecare dintre noi am stat în această livadă duhovnicească și ne-am întărit și ne-am ambiționat unul pe altul, așa cum este într-o frumoasă povestioară pe care am găsit-o și spune că au mers la Ierusalim părintele Ioachim Par și cu încă 36 de enoriași. Și am făcut până acolo 26 de ore și au ajuns la 6 dimineața și au spus, timpul e puțin, trebuie să ne apucăm să vizităm orașul. Și la 6 dimineața până la 7 seara au vizitat locurile sfinte, fiind obosiți sfrenți când au ajuns la cină unde erau cazați. După cină, când toată lumea se pregătea de culcare, primește părintele că se face liturghie arhierească la mormântul Domnului, la Biserica Sfântului Mormânt. Vă dați seama, stupoare, voiam să dormim, cum să mai mergem? Nu mai mergem, părinte. După atâtea ore, vrem și noi să ne odihnim. Păi zice, cine vrea să vină, vine. Cine nu, să rămână să odihnească. Părinte, nu putem, cum să rămânem? Ziția voastră vă duce sau să duc o parte, mergem cu toții. Ajung acolo la cea frumoasă biserică. Era o singură bancă care încăpeau maxim 20 de persoane. Dar ei erau cel puțin 26, numai ei. Mai erau și alții care deja erau acum. Cum au ajuns acolo buluc pe acea bancă 20 de persoane. După ce mai trece un timp, vin și monahile de la Biserica Greacă. Și vine și o bătrânică, covoiată, de-abia mergea. Și ajunge acolo, începe slujba și începe să facă mătănii. Face o mătănie, dar cu greu, vă dați seama, la peste 80 de ani și cu neputințele trupești. Face o mătănie, toți se uitau la ea. Mai face una, ușor, ușor, cei care stăteau pe bancă a început să se ridice. Și părintele, la sfârșitul slujbei, de ce v-ați ridicat? Părinte, dar puteam să mai stăm, când vedeam că ce mă rog, cu atâta greutate face mătănii, iar noi sănătoși și în floarea vârstei, puteam să mai stăm pe bancă. Și m-am gândit că de multe ori vine și la noi o stare de moleșeală, când ne-am buluci în paturile noastre. Și totuși, atunci vine, sau ar trebui să vină cineva, poate soția, poate soțul, poate un prieten, poate un frate, și să ne spună, e ora de rugăciune. Și spune, sunt obosit. Și spune, bine, odihnește-te. Și să înceapă lângă noi să facă rugăciunea. Dacă ar începe să se nevoiască așa, nu știu câți dintre noi am mai rămâne în paturile noastre. Ne-am coborât și noi, poate
unii de rușine, alții zicem, da, așa trebuia să fac și eu. Și ne-ar fi mustrat conștiința. De ce facă Bunul Dumnezeu ca când s-a discutat atât de mult despre libertate? Ce frumoasă este libertatea în Hristos! Ce mari binecuvântări aduce! Ce fericire, ce pace! Când s-a discutat despre urmarea păcatului, care este moartea, când s-a discutat despre cum ar trebui să ne ridicăm, facă Bunul Dumnezeu ca astăzi să începem și noi ridicarea. Nu știm cât va dura. Nu știm cât de lung va fi procesul acesta de la trece de la oameni trupești la oameni duhovnicești. Dar important este să vrem și să ne aducem în fiecare în fiecare zi că Domnul nostru ne așteaptă pe cruce. Și nu ne așteaptă oricum. Eu mereu când îmi privesc Sfânta Cruce, nu-L văd pe Domnul decât că mă așteaptă cu mâinile ca să mă îmbrățișeze. Și ne așteaptă pe fiecare dintre noi, așa, cu mâinile întinse, să ne îmbrățișeze pe fiecare. Să nu lăsăm să aștepte. Amin. Slăviți să fie Domnul.